Varaeti a publicat astăzi un articol apropo de problemele pe care le are industria cinematografică din România și mai ales de procesele pe care diversi producători internaționali le-au intentat guvernului român, care nu și-a respectat promisiunile financiare, obligațiile financiare, de fapt. Ce face Asociația Producătorilor Români în această situație după multele demersuri pe care le-a făcut deja? Alianța Producătorilor face ce, ce poate să facă după sutele de, de scrisori și de, de solicitări de a găsi modalitatea de a debloca această situație după zecile de explicații pe care le-am dat numeroșilor miniștri și secretari de stat care s-au perindat, care au avut în responsabilitate această schemă de ajutor de stat. Încercând să le explicăm ce înseamnă, care sunt beneficiile pentru România, continuăm să facem același lucru. Am propus soluții ce pierde România. Pentru că, până la urmă, e vorba efectiv de niște angajamente ale Guvernului României care sunt nerespectate. Este vorba despre uh, Guvernul României, prin reprezentanții lui, desigur, care încalcă o lege în vigoare. Uh, despre imaginea noastră nu mai vorbesc, vorbesc despre. Um, cum să spun, deontologia acestor, acestor oameni. Guvernul României este în momentul ăsta, ca să o spun foarte pe șleau, așa, ca reprezentant al acestor oameni, un mincinos și un, un șmecher care i-a păcălit pe oamenii ăștia să vină să cheltuiască banii în România promițându-le că o parte din ei îi vor recupera, ca apoi să spună, dute te domnule, de aici, n-am eu să-ți dau nimica. Ca, cam asta e situația vino la mine, vino la mine acasă vino că aici o să fie cel mai bine vino că nu numai că avem oameni extrem de talentați nu numai că prețurile sunt competitive, nu numai că țara e minunată și extrem de variată și are de de toate uh, și așa dar uite, îți mai asigurăm și chestia asta pe care sigur că ți-o asigură și toți ceilalți din jur pentru că să ne înțelegem, nu e un instrument care există sau a existat uh, Temporar doar în România. El există în toate țările din Europa și chiar și în America, fiecare stat are o, o formă de, de sprijin de tipul ăsta deduceri de, de fiscale, de rambursări pe măsura cheltuielilor cu care operează și care face locul respectiv mai atractiv. Am fost de curând în Sardenia. Invitată în mod deosebit pentru a ni se arăta ce facilități sunt, cum sunt oamenii, cât sunt deprimitori, cum știu să, ce locuri sunt, ce uh, posibilități de filmare sunt. Tocmai pentru a atrage. La noi ați văzut probabil nu de mult că cum se prezintă Ministerul Turismului. Pentru că lucrurile sunt legate, sunt foarte legate. Iar cinematografia reușit să-și construiască o reputație și în lumea cinemaului comercial, și în lumea studiourilor de la Hollywood, nu doar în zona cinematografului de hartă, prin felul în care româniști știu să pună în valoare locațiile, să ofere decoruri, să, să aibă tehnicienii care știu să construiască un costum, care știu să facă un decor cu totul aparte și așa mai departe, ori, inclusiv respectul față de acești tehnicieni e călcat în picioare de, de, de atitudinea guvernanților. Ce face Alianța Producătorilor? Păi oferă consultanță juridică producătorilor români care sunt înșelați de către guvernul României în acest mod în procesele pe care sunt în desfășurare. Și cam asta, cam asta e ce putem să facem în momentul ăsta și încercăm pentru că. Pare că totuși există un pic de bunăvoință de a relua schema, însă nimeni nu știe din partea guvernului uh, actual de a o relua, de a o restructura, de a o reașeza. Uh, numai că degeaba o iau acum, că nu va veni nimeni până când nu se soluționează. Lucrurile din trecut, lucrurile din trecut, pare că nu pot fi soluționate decât în justiție. E drept că toate procesele de care, de care știu și pe care le-am discutat în Alianța Producătorilor, cel puțin în primă instanță, în cazul meu am și unul care are sentința definitivă. Și care este în favoarea noastră, a producătorilor, toate celelalte care au fost judecate în primă instanță și ele au, au judecătorii au dat câștig de cauză producătorilor. Deci, guvernul României e bun de plată, dar nici, dar nici asta nu face. Să zic că, bun, bun mi-ați demonstrat uh, odată de două ori, de trei ori, sunt de vreo șapte, zece ori în momentul ăsta. Uh, Haideți să găsim soluția, haideți să ne plătim datoriile, haideți să deblocăm situația. Nu pare. Deloc că se întâmplă asta. Există niște semne, e drept, în ultima perioadă de dorință de a o reașeza și reface, dar soluția pentru cei din urmă nu, nu există. Ori să reconstruiești ceva ce ai dărâmat cu obstinație e, e, e deosebit de greu și nu ne va crede nimeni, adică e cumva ca în povestea cu Petrică și Lupu, strigat odată, strigat a doua oară, strigat a treia oară, a patra oară, când chiar se întâmplă, nu te mai crede nimeni. Și atunci va fi, va fi iarăși o muncă de ani de zile și, și care va fi mult mai costisitoare decât ar fi fost să se deblocheze banii ăștia într-o perioadă în care existau banii. Acum e mult mai greu.